Bună ziua, dragi prieteni din balanță! Haideți să vedem la balanță. Ok. Balanța, alegeți singuri, văd că. Aici vă spune că să fiți mai clari în ceea ce vă doriți. Și mai clari, conciși și exacti. Și concentrați-vă cu convingere. Deci să fiți clari cu convingere pentru ceea ce vă doriți dumneavoastră. În ceea ce vă doriți. Abundență. Așa, și următoarea. Următoarea carte. A îngerilor mesaj este că trebuie să faceți yoga sau mișcarea corpului. Este esențial pentru prosperitate, pentru liniște interioară și pentru creștere spirituală. Deci să încercați să faceți yoga. Haideți să tragem și o carte din rune. Pentru viitor. Și o să extrag niște rune de aici. Una. Două. Trei. Ok. Haideți să vedem. Uitați, a ieșit aceeași rună, trecut și viitor. Aceeași rună pentru trecutul dumneavoastră și aceeași rună pentru viitorul dumneavoastră. Se numește Ehwaz. Ehwaz. Ehwaz, da? Care numai un M. Aceasta este Hagalaz și Berkana. Așa. Haideți să vă spun ce se vede. Trecut și viitor. Aveți o mișcare, o schimbare. Sunteți în alertă, încredere arată, mutare, schimbare. Doar că în trecut ați avut blocaje, neliniște, grăbiți ați fost, ați fost departe de o persoană, greu cu transportul. Așa, v-ați transportat greu sau ați mers greu. Acum veți avea schimbări în viitor, de schimbări de partener, de serviciu. Repede mergeți mai departe, o mutare, mai multă încredere, mai multă siguranță, siguranță pe dumneavoastră, siguranță pentru pe cei din jur, sunteți mai siguri. Și v-a mai ieșit aici în prezent Hagalaz, nu știu de ce nu l-am văzut, nu am vorbit. Ceva se va întâmpla care vă pune să anulați niște planuri. Ceva în prezent vă distruge planurile. Deci distrugere, influență distrugătoare. O putere care vă face să nu mai mergeți mai departe cu anumite planuri. Acum în prezent.
Viitor arată dragoste, creștere, arată bine. Arată o legătură, o, cum zic, o unire cu cineva, o casă. Și multă dragoste, să știți, multă dragoste. Așa. Vă mai spun acum că bucurie o să aveți, forță, așa, viitorul, acțiune, mișcare, determinare. Vedeți capul, chipul unei femei. Da. Arată succes, arată că pentru a avea succes trebuie să aveți mai multă, mai mult curaj, mai multă acțiune, să acționați. Arată un al treilea ochi aici, care înseamnă că trebuie să aveți mai mult curaj să acționați, să fiți pe fază. Aici arată frumusețe feminină. Este momentul să sărbătoriți creativitatea, forța. Deci vă trebuie forță. E ca un simbol de a aduce un copil pe lume. Este o forță de care dumneavoastră aveți nevoie. Cam asta a fost pentru Balanță. Vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.